Se anunță proteste de amploare. Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România, Frăția, a decis să înceapă procedurile pentru declanșarea grevei generale. Principalul motiv este trecerea plății contribuțiilor sociale de la angajator la angajat, fapt care, spun sindicaliștii, va duce la scăderea tuturor salariilor și pierderea unor locuri de muncă. Greva generală va fi declanșată în sectoarele sănătate, învățământ, administrație publică și asistență socială, energie, petrol și gaze, chimie, petrochimie, comunicații, transporturi, agricultură, lemn și mobilă, textile și pielărie. După strângerea semnăturilor celor 500.000 de salariați din cadrul Confederației, se va decide data declanșării protestului, se precizează într-un comunicat al CNSRL Frăția. De cealaltă parte, ministrul muncii susține că noile măsuri nu vor duce la scăderea salariilor, ci dimpotrivă vor determina creșterea veniturilor. Lia Olguța Vasilescu îi acuză pe liderii sindicali că interpretează greșit concluziile negocierilor și îi invită să învețe matematică. Cred că am explicat de 1000 de ori că brutul devine cheltuiala totală a angajatorului, după cum ați văzut că se întâmplă prin hotărârea de guvern care este dată pentru salariu minim pe economie, pentru că brutul, conform programului de guvernare, trebuia să fie 1550, dar este 1900, tocmai pentru că se transformă cheltuiala totală a angajatorului în noul brut. De altfel, vreau să vă spun că ieri am avut întâlnire cu Consiliul Tripartit, la care au participat și toți liderii de confederații naționale și la care au participat și patronatele. Domnul Hosu, cum face dumnealui de fiecare dată, interpretează vorbele noastre. Prevederile noului cod fiscal aduc foarte multe facilități mediului de afaceri. De altfel, vă rog să coroborați toate aceste creșteri pe care noi le facem în zona salariului minim, dar nu numai, pentru că automat cheltuiala totală a angajatorului devenind salariu brut se vor raporta și la celelalte salarii, cu deducerile pe care noi le facem. Și o să vedeți că nu scad salariile deloc, nici măcar la cei cu venituri din activități independente, unde și acolo netul crește cu 7,1%. Contribuțiile sociale vor trece de la angajatori la angajați începând cu 1 ianuarie 2018, se arată într-un proiect de ordonanță al Ministerului Finanțelor. Potrivit acestuia, în total din salariul brut, 35% vor fi contribuții reținute de angajator în numele salariatului, iar contribuțiile rămase în sarcina angajatorului scad la 2,25% și vor acoperi riscurile de șomaj, accidente de muncă, concediu medical și creanțe salariale.